Îmi face o deosebit plăcere să vă anunț, împreună cu domnul Kremer, directorul de țară al Oficiului Benchimen Mondial din Moldova și domnul Casian, directorul unității de implementare a proiectului pentru ameliorarea competitivității despre lansarea unei noi subcomponente de granturi pentru exportatori moldoveni în cadrul proiectului Benchimen Mondial pentru ameliorarea competitivității cu un buget total de 3 milioane de dolari. A fost verificat aproximativ 2,7 milioane de dolari. Aproximativ 450 de antreprenori au avut loc la cofinanțare pentru afacere, îmbunătățirea lor afacere și implementarea standardelor ISO sau elaborarea studiilor de fizibilitate sau acces la noi piețe. Încă aproximativ 60 de antreprenori au avut acces la linia de credit pentru o sumă de aproximativ 22 de milioane de dolari pentru investiții în mijloace circulant. Până în prezent, împreună cu echipa Benchii Mondială, avem o experiență unui parteneriat eficient. De aceea, așteptările de la actualul proiect sunt foarte mari. Avem de muncit mult. În continuare, pentru a valorifica mijloacele grantului, astfel încât să obținem o prezență competitivă a produselor noastre pe nou piețe. Prin intermediul acestui proiect, antreprenori vor beneficia de finanțare nereambursabil în sumă de până la 200.000 de lei, dar nu mai mult de 50% din costul serviciilor. With this project, the government will reform the regulatory environment to make it easier to do business in Moldova. Cu această, prin intermediul acestui proiect, Guvernul Republicii Moldova va reforma sistemul sau de reglementare a afacerii astfel încât să fie mult mai simplu de a desfășura o afacere în Republica Moldova. Secondly, this project will help firms to access medium and long-term financing. În al doilea rând, acest proiect va acorda asistență și va ajuta companiile să acceseze resurse financiare pe termen mediu și lung. And thirdly, and that's what we're here to talk about today, the project will help firms access business development services focusing on export. Și în al treilea rând, și anume acesta este motivul întâlnirii noastre de astăzi, proiectul va ajuta companiile să acceseze servicii de dezvoltare a afacerii pentru a putea exporta produsele sale. So, $3 million have been allocated for the matching grant facility. Deci au fost alocate aproximativ 3 milioane de dolari pentru această componentă de granturi de cofinanțare. This can finance at least 300 matching grants. Aceasta este suficient pentru a finanța cel puțin 300 de granturi de cofinanțare.